sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos sau Crăciunul ne arată iubirea milostivă a lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate. Hristos Domnul, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, cel necuprins, se face om pentru ca să dăruiască oamenilor viață veșnică. La sărbătoarea nașterii Domnului, în Betleem, îngerii din ceruri preaslăvesc pe Dumnezeu și cheamă pe oameni să trăiască pe pământ în pace și bunăvoire. Păstorii binevestesc cu bucurie nașterea Domnului, iar magii de la răsărit îi aduc daruri pruncului Iisus ca unui împărat, aur, tămâie și smirne. De aceea, și astăzi, copiii, ca îngerii odinioară, aduc pruncului Iisus cântări numite colinde, iar preoții și diaconii, asemenea păstorilor din Betleem, binevestesc nașterea Domnului, mergând pe la casele oamenilor, purtând icoana nașterii Domnului și arătând-o tuturor spre cinstirea lui Hristos. Iar toți oamenii, milostivi și nobili la suflet, oferă daruri copiilor și tuturor celor nevoiași. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos sau Crăciunul ne cheamă deci pe toți ca să fim milostivi, să arătăm celor din jurul nostru și tuturor oamenilor pe care îi întâlnim iubire din iubirea lui Hristos, pace și bucurie, speranță și lumină, mai ales celor bolnavi și singuri, celor săraci și neajutorați. Totodată, sărbătoarea nașterii Domnului ne îndeamnă să ne amintim prin rugăciune și prin semne de prețuire de toți românii care se află în jurul României și în diaspora română. Pe toți românii care se află în țări îndepărtate și au dor de țară și neam, să îndemnăm să se întoarcă acasă. De asemenea, să ne rugăm pentru cei care acum suferă în diferite părți ale lumii din cauza războiului, persecuțiilor și violenței. Să ne rugăm ca Hristos, Domnul Păcii, să dăruiască pacea și speranța mântuirii. Cu prilejul sărbătorii nașterii Domnului, anului nou 2017 și botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, împreună cu tradiționala urare, la mulți ani!